Este ora deja. Cei care au să se apropie, da? Onorată asistență, prin hotărârile Comisiei Electorale Centrale cu numărul 1642 de 28 noiembrie curent, pentru astăzi, 29 noiembrie, este convocată ședința Consiliului Raional, adică sunt convocați consilierii în ședința în prima ședință a Consiliului Raional. Din numărul total de 27 de consilieri aleși, avem prezență în sală 25. Deci, ședința este deliberativă atunci când avem două treimi din consilieri, din consilierii aleși. Aici avem 25, deci ședința o considerăm că este deliberativă. Așa. Nu punem încă la vot, dar o declarăm ședința deschisă. Onorată asistență pentru onorarea insignelor de stat ale Republicii Moldova, rog să ne ridicăm. Legislația alegerilor locale generale din 3-5 noiembrie 2023 în circumscripția electorală Șalbănești numărul 31, validarea și atribuirea mandatelor de consilier și declararea candidaților supleanți al Consiliului Raional Șalbănești. Raportor, domnul Ghenadi Ciobanu, președinte al Consiliului Electoral de circumscripție Șalbănești numărul 31. A doilea întrebare, cu privire la inițierea constituirii fracțiunilor, alianțelor, blocurilor în cadrul Consiliului Raional Șalbănești, raportor domnul Vedrașcu, secretar al Consiliului Raional. Și întrebarea a treia, cu privire la inițierea
constituirii comisarilor, comisiilor consultative, e specialitate. L-a făcut doamna Vidrașcă, secretară Consiliului Regional. Deci, pornim de la prima întrebare. Cuvântul se oferă domnului Ghenadi Ciobanu, președinte al Consiliului Electoral de Circunscriție și Odonești, numărul 31. Okay. Bună ziua la toți, bună dată asistență, stimați colegi, pentru că am ajuns la finele acestui scrutin deloc ușor care nu a fost, dar l-am finisat cu brio. În statul vă dau citire la hotărâri privire la validarea mandatelor și statul vă spun și eu. Conform hotărârii cu privire la confirmarea legalității alegerilor din 5 noiembrie 2023, ce proscripție electorală Sfăgănești numărul 31, validarea și atribuirea mandatelor de consilier și declararea candidatului suplianță în Consiliul Regional Sfăgănești numărul 113 din 27 noiembrie 2023. La data 5 noiembrie, circunscripția electorală Sfăgănești 31, în contextul organizării alegerilor locale generale, s-au desfășurat alegeri pentru o nouă componentă a Consiliului Regional Sfăgănești. La procedură de vot au participat 14.969 alegători, din 31.422 incluși în listele electorale. Astfel, alegerile sunt considerate valabile în condițiile articolului 75 alineatul 1 din cod electoral. În buletinile de vot pentru alegerea Consiliului Regional au fost incluși 15 concurenți electorali, care au obținut voturi valabile exprimate după cum urmează. Partidul politic, Partidul Social-Democrat European, 3.712 voturi. Partidul politic, Partidul Acțiune și Solidaritate, 3.235 voturi. Partidul politic, Partidul Socialiștilor de Republica Moldova, 2.437 voturi. Partidul Comuniștilor de Republica Moldova, 663 voturi. Partidul politic, Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei, 662 voturi. Partidul politic, Partidul Comunei Congresul Civic, Acțiuni Comunei Congresul Civic, 155 voturi. Partidul Liberal Democrat din Moldova, 443 voturi. Partidul politic Șansa a fost retras, conform dispoziției Comisiei Stat Excepționale. Partidul Național Liberal, 90 voturi. Candidat independent Cuculescu Ion, 256 voturi. Candidat independent Cernătan Andrei, 251 voturi. Candidat independent Verde și Aurel, 69 voturi. Partidul politic, Partidul Renaștere, 91 voturi. Partidul politic, Partidul Demnitate și Adevăr, 175 voturi. Partidul politic, Democrație Acasă, 686 voturi. În conformitate cu articolul 72 al codului electoral și punctul 17 de regulament cu privire la procedura de confirmare și infirmare legalităților alegerilor de validare și atribuirea mandatelor de primar și de consilier, aprobat cu hotărârea CEC numărul 1104 din 2023, a fost întocmit șirul descrescător de voturi valabile exprimate la alegerea Consiliului Regional Sfăgănești. Conform șirului descrescător, în Consiliul Regional sunt distribuite mandatele în felul următor. Partidul politic, Partidul Social-Democrat European, 9 mandate. Partidul politic, Partidul Acțiune și Solidaritate, 8 mandate. Partidul politic, Partidul Socialiștilor de Republica Moldova, 6 mandate. Partidul politic Democrația Acasă, 1 mandat. Partidul Comuniștilor de Republica Moldova, 1 mandat. Partidul politic, Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei, 1 mandat. Partidul Liberal Democrat din Moldova, 1 mandat. Până la stabilirea a citi ce a hotărât Consiliul Electoral de circunscripție 31, o să vă dau numire și nominal la consilieri, care astăzi sunteți prezenți din 24-25. Partidul politic, Partidul Social-Democrat European, Rotundă Svetlana, Mândru Nicolae, Grosu Lora, Popa Violeta, Burez Ion, Mantea Svetlana, Popșoi Silvia, Antoponenco Maria, Ianco Gheorghe. Partidul politic, Partidul Acțiune și Solidaritate, Popa Boris, Condrea Aurica, Derele Larisa, Țara Gheorghe, Babcinețcă Vitalie, Pânzarea Leona, Grosu Vadim, Ciobanu Larisa. Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, Macovei Vasile,
Pantelei Veronica, Tatarenco Anatolie, Pânzare Anatolie, Groza Vadim, Povale Adriana. Partidul Politic Democrației Acasă, Graur Ion, Partidul Comunistilor din Republica Moldova, Cucenic Ana, Partidul Politic Partid Dezvoltări și Consolidării Moldovei, Ciobanu Sorina și Partidul Liberal Democrat din Moldova, Lisnic Anatolie. În contextul cel expus, Consiliul Electoral de Circumscripție Șoldănești 31 a hotărât. Se confirmă legalitatea alegerilor consilierilor în Consiliul Regional Șoldănești. Se aprobă și descrescător, după cum v-am spus, numărul de mandate. Se validează și se atribuie mandatele de consilieri în Consiliul Regional Șoldănești, conform anexei care mai sus am dat citire. Și se confirmă și lista candidaților supleanți la funcția de consilier în Consiliul Regional Șoldănești. Dacă este nevoie, vă dați citire și la lista de candidați supleanți. Nu este. Acolo, pot să spun numai, când candidat supleant între absolut toți ceilalți care nu s-au regăsit de pe listele la partidele care au candidați în Consiliu, plus toți concurenții electorali care au acumulat măcar un vot în alegeri. Adică, absolut toate 14 concurenți se regăsesc ca candidați în lista supleanților. La rândul meu, eu vreau să vă mulțumesc, în primul rând, pentru o campanie corectă, pentru o campanie curată și liniștită. Și vă doresc sănătate, succese și numai bine, mai putem peste 4 ani. Punem la vopcine pentru aceea care a actat puterea numărul 113 din 27 decembrie 2023 a Consiliului Electoral al Centrului Trisei Electorale și o Dănești numărul 31, vă rog votați. Cine e împotrivă? Ura e. Decizia 7, numărul 2. Da, cu privire la inițierea constituirii funcțiilor, alianțelor, blocurilor în cadrul Consiliului Regional Șoldănești. Poftim, doamnă, să te rog. Stimați consilieri, deci a fost legal constituit Consiliul Regional Șoldănești, cu care ocazie vă felicit și eu. Vă doresc multă sănătate și să fim în conferința asta, adică cei mult timp, adică cei 4 ani la frecă. După ce a fost constituit Consiliul Regional, urmează ca să inițiem procedura de constituire a fracțiunilor, alianțelor, blocurilor. Deci în proiectul de decizie cu 7.2, aveți fiecare în față, este stipulat acest lucru, în baza la ce, uitați-vă la și inițiem constituirea fracțiunilor, alianțelor, blocurilor în cadrul Consiliului Regional. Toate fracțiunile, știți că o fracțiune poate fi constituită atunci când sunt trei consilieri, și mai mulți, nu mai puțin de trei consilieri, da? Blocurile și alianțele de acum se constituie, vă uitați la constituie din mai multe fracțiuni. Toate aceste lucruri dumneavoastră trebuie să le stimulați în procesele verbale și după aceea procesele verbale cu declarația anexată la el le aduceți la noi, sau mai bine către mine, și pe urmă noi le inspirăm legal de acum aceste fracțiuni, alianțe și blocuri. Deci aveți proiectul de decizie dacă careva are ceva obiecții sau adăugeri. Da, doamna secretar, eu am o întrebare. Spuneți-mi, mă rog, deși numai decât procesul verbal, noi putem să facem și declarație în
în ședința următoare pentru Constituire. Păi asta și zic, uitați-vă, este stipulat în punctul 3. Declarații se remit către ședința imediat următoare. Adică nu acum. De asta și se inițiază. Noi acum avem emoții mari, nu citim pe la urmă, și eu am emoții, ce fi vă zic. Nu m-am bălbuit atât de mult. Nu știu să zic nimic, eu pur și simplu am bălbuit. Sunt 4 ani în urmă, da. Deci, punem la vot, domnul președinte. Da, se pune la vot cu privire la inițierea constituirii fracțiunilor, votăm la vot. Împotrivă? Cine împotrivă? Cine s-a reținut? Și întrebarea 3. Cu privire la inițierea constituirii comisiilor consultative de specialitate. Și iarăși, conform privirilor legale, deci fiecare consiliu trebuie să aibă comisiile consultative de specialitate prin care se dezbat toate proiectele de decizie. Noi vă propunem aici să ne ținem constituirea a 5 comisii consultative de specialitate ale Consiliului Regional și v-am stipulat care sunt comisiile. Dacă aveți careva întrebări sau propuneri sau schimbări, nu sunt întrebări. Deci, în fiecare comisie sunt incluși toți consilieri, adică nu cum toți, în fiecare comisie sunt incluși consilierii total, adică 27 consilieri. Am pus în prima, că e cea mai mare, să zic așa, Comisiei Economice Financiare, aici sunt mai multe întrebări și am da, propunem ca să fie constituit de 7 membri, celelalte le-am pus 5 membri. Dacă cineva dintre dumneavoastră, dintre consilieri, vrea ca să mai revadă în plus în altă comisie, decât în comisia care o să, data viitoare o să fiți stipulați acolo, da? Atunci o să faceți cerere în scris și Consiliul o să decide. Dar asta rămâne iarăși data viitoare. Pentru data viitoare, adică pentru ședința viitoare, toate fracțiunile, alianțele, blocurile care o să fie iarăși constituite atunci și aprobate, da? O să nominalizeze în fiecare comisie consilierul său, adică din partea fracțiunii sau blocul sau alianță. Bun. Spune-mi de ce zi-a luat. Cine pentru cine a rezultat? 5 comisii, așa rămâne. Cine îți atrebă? S-a obținut? Până deci asta este tot, domnul președinte. Bun. Primele 3 întrebări au fost discutate, sunt primit conferit. Eu vreau în continuare să vă fericit cu sărbătoare de astăzi, să vă doresc în primul rând sănătate, iertaj, succes în lucru și să rămargă în viață. Domnul bun! Stimați consilieri mai aleși, am să vă rog cei care nu s-au notat acolo în lista aceea de evidență unde sunt toate telefoanele, poate careva din cei care au fost consilieri s-au schimbat numărul de telefon sau poștă electronică sau și dumneavoastră cei noi plumuți, vă rog să arătați acolo poștă electronică și numărul de telefon ca să vă putem contacta. Deci și următoarea ședință o să o planificăm pentru data de 1, dar iarăși, dacă o să am poștă electronică, o să vă facem chemare, invitația prin intermediul poștei electronice și telefonul care le indicați dumneavoastră.